începe ședința noastră de astăzi. Stimați colegi, ținând cont de discuțiile și propunerile din DV Comisii în perioada 90, propuneri care urmează a fi aici în dezbatere și a unor documente care ne-au spus, au venit de la chiar urmă acum citesc, este vorba de încercare grefă, din partea Agro-Delta Sireasa, de asemenea și din partea Delta Rom Anglo-Rom, da, care sunt sosite în Consiliul Județean astăzi, acum o oră, două ore. Eu propun, în prisma celor spuse, să amânăm ședința noastră de astăzi, automat toate proiectele de hotărâre, ținând cont că ca și materiale care mi-au venit, suportă discuții, analize, sunt destul de complexe și pentru faptul că pe comisii dumneavoastră ați făcut propunerea, au fost discuții, care de-a 90, asta, așa cum am spus, necesită intrarea în dezbatere. De aceea, stimați colegi, peste pe data 31, toate aceste materiale, toate proiectele de hotărâre pe care le avem astăzi pe ordinea de zi, vor intra în ședința ordinară de data de 31. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte comentarii, vă rog. Supun votului dumneavoastră propunerea pe care eu am făcut-o și anume să amânăm toată ordinea de zi pentru ședința ordinară din data de 31. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu este cazul. Mulțumesc. Diverse, vă rog, dacă sunt din sală, dintre colegi care au adăugat ceva, vă rog. Bună ziua, mă numesc Vlad Nicolae. Sunt avocatul Societății Anglo-Rom și Delta Rom. Am depus punctul de vedere de care dumneavoastră faceți. De care dumneavoastră faceți propunerea? Am considerat util să iau și cuvântul, pentru că din moment ce dumneavoastră ați dispus amânarea ședinței, poate să aveți în vedere și ceea ce voi spune acum verbal, respectiv faptul că a observat că loturile de pământ care sunt concesionate acestor două societăți sunt vizate de acest proces de licitație. În contextul în care cele două contracte care sunt încheiate în anul 1998 expiră abia în 2018, 15 octombrie 2018, având în vedere că prevederile contractuale spun că aceste contracte sunt încheiate pe 20 de ani agricoli, care încep cu 15 octombrie anul curent. 20 de ani agricoli înseamnă 15 octombrie 2018, pentru celelalte două contracte, 2019. Pe lângă chestiunea aceasta, am solicitat și prelungirea contractelor, aveți dovada faptului că am început și proceduri judiciare pentru a obține recunoașterea acestui drept pe care este absolut pierdător. Dar, din nou, un aspect pe care îl consider esențial și care îndemn să fie avut în vedere și la următoarea dezbatere în ședință ordinară, este că aceste contracte de concesiune nu au expirat încă. Și din acest motiv nu pot să fie scoase la licitație. Vă mulțumesc! Tocmai pe acest motiv, în cont de solicitările pe care dumneavoastră le-ați depus, mă rog, din ceea ce ați depus dumneavoastră, există o inadvertență privind finalizarea contractului, 2018, va trebui să analizăm arhiva noastră, să confruntăm cu ceea ce dumneavoastră ați solicitat. Motiv care ne îndreptățește, așa după cum ați văzut, să amânăm totalitatea de ședința de astăzi, pentru o analiză cât mai pertinentă a solicitărilor dumneavoastră. Vă rog. Dați-mi microfonul. Vă rog. Cu rugămintea să vă prezentați ca să... Da, stați cu... Bună ziua. Mă numesc Dan Calistras, sunt din Varna, sunt vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Animale Varna. Am să vă prezint o situație care nu este valabilă doar pentru Comuna Varna, ci pentru cele
trei comune, Cetartui, Partina și Chivia. Crescătorii de animale, în special micii fermieri care locuiesc în aceeași zonă, care sunt născuți și crescuți acolo, nu au absolut niciun hectar de pământ arabil ca să-și poată dezvolta fermele sau a-și întreține fermele de bovine sau ovine pe care le au. Deci, în cazul meu, vă spun, eu cu fratele meu și cu tatăl meu deținem 300 de bovine și 750 de ovine. Și în alte ferme care au diferite numere de animale. Având în vedere că Consiliul Județean deține 26.000 de hectare, deci am o cifră simplă prin care ne cerem și noi drepturile de a mai putea trăi acolo. Vrem și noi 50, 100, 150 de hectare, fiecare în funcție de cât poate, pentru a ne produce furaj pentru acele animale. Dacă se dau aceste suprafețe, foarte mari, unor firme gigante, noi ce șanse avem ca la o licitație să ținem piept cu aceste firme? Ce șanse avem? Ce politică are Consiliul Județean pentru micii fermieri, pentru oamenii care trăiesc în acele zone? Dumneavoastră știți că satele de acolo se depopulează pe an ce trece? Din generația mea, nu știu dacă mai sunt 50% dintre locuitori care mai sunt în acele sate. Cunoaște situația din acele sate. Care este politica Consiliului Județean? Am înțeles că primarii au fost pe aici și au vorbit. Li s-a promis mai acusarea, dar din câte văd eu, nu se rezolvă nimic. Consiliul Județean a luat în seamă și în calcul aceste dorințe. Este posibil să primim și noi o mică parte, că noi nu avem ce face cu 10.000 de hectare. Noi vrem să ne dezvoltăm fermele de familie. Vrem să trăim acolo. Eu personal n-am fost plecat niciodată din țară și nici nu vreau. Nu vreau să mă duc în Europa să fiu un țigan. Eu nu sunt țigan. Eu sunt român. Mi se pare ceva foarte clar. Care este politica dumneavoastră și ce aveți de gând să faceți în acest sens? Aveți de gând să dați tot terenul unor mari firme și pe noi să ne alungați de acolo? Sau ne ajutați și pe noi într-un fel să putem să ne continuăm și noi viața acolo? Acolo suntem născuți, acolo avem bunicii mormântați, străbunicii și așa mai departe. Vi se pare normal ce se întâmplă? Aștept și eu răspunsul dumneavoastră și aștept o soluție. Care este soluția pe care o aveți pentru oamenii de acolo? Născuți, crescuți acolo. Eu nu cred că este posibil așa ceva să vină o firmă din Italia să ne ia pământul nostru să ne dea afară de acolo. Eu, dacă mă duc în Italia, nu dă nici jumătate de hectare, mai așa la pătare. Cum este posibil așa ceva? Cum ajutăm noi tinerii și fermierii români din această țară? Dând pământul de la străini? Așa înțelegem noi politica asta, că se bate în monedă, vai, ajutăm nici fermieri, ajutăm crescătorii de animale. Nu? Toți bat moneda cu voi, facem, investim, de ce vindem grâu și porumbul? Să convertim porumbul și grâu în carne. De ce nu facem așa ceva? De ce nu dă agenția de un statul sau Consiliul Județean cu drepturi de prevențiune celor care vor să crească animale? Fermele de animale nu pot fi foarte mari. Nu sunt oameni care să lucreze, deci sunt de familie. Nu ai cum să crești pe 13.000 de hectare cât are italianul, cum se cheamă firma mea, animale. Nu ai cum. N-ai cum. Deci se lucrează în familie. Câțiva ani, așa și mai departe. Deci vă rog frumos să dați și mie un răspuns. Ce aveți de gând să faceți cu noi acolo? Vă mulțumesc. Da, distinsă domnul, cunoaștem problema creată cu crescătorii de animale și mă refer, sunteți mai mulți. Suntem mai mulți, da. Zona Deltei, care ați depins de-a lungul timpului în ceea ce privește hrana pentru animale cu concesiunile pe care le-ați avut anumite suprafețe și din discuțiile avute cu mai mulți dintre dumneavoastră, într-adevăr, tot ceea ce obținea de pe aceste suprafețe era destinat hrane pentru animale. Într-adevăr, este o situație pe care noi am discutat-o în cadrul Consiliului Județean săptămâna asta de mai multe ori, cu mai multe reprezentanțe de dumneavoastră. Este o situație din care noi, ca și instituție, am dorit să găsim o soluție prin care dumneavoastră să nu rămâneți cu animalele, mă rog, în aer, ca să spun în cuvinte de ghilimele, riscând să ajungeți în situația să faceți ceva cu ele, pentru că nu mai aveți ce să le dați de mâncare. Știu istoria, știu tradiția oamenilor
de acolo, sunt născuți, chiar dacă istoric din altă parte, sunt născuți, crescuți acolo și pe efective de multe mii de animale în totalitate, dumneavoastră cei care creșteți animale în Delta Dunării, vă rog, după care trebuie să continuați. Este o problemă, s-a discutat și se discută până la nivelul Ministerului Agriculturii în găsirea unei soluții prin care crescătorii de animale să poată fi ajutați cu, mă rog, în limitele legale, discutăm doar de lege aici, nu discutăm de nimic altceva, în limite legale cu anumite suprafețe care să fie aferente efectivelor pe care dumneavoastră le aveți în creștere. Este o încercare de a vă ajuta, să nu credeți că am uitat, să nu credeți că primarii care au venit nu-și doresc și suprafețe pentru tinerii care locuiesc în localități, locuiesc acolo, mă refer la localitățile limitrofe acestor suprafețe de terenuri, de teren agricol, dar toți, să nu uităm cu toții că ne supunem unei legislații. Legislația uneori poate are anumite lacune care, în speță pentru ceea ce vă privește pe dumneavoastră, s-ar putea să o pună într-o situație pe care noi, efectiv, nu ne dorim. Știm, distinse domn, știm care sunt problemele de acolo, dar cadrul legal este unul pentru toți, este universal valabil în România și încercăm să, în momentul de față, suntem supuși acestui cadru de legalitate. Pentru dumneavoastră, repet, s-au purtat discuții cu toți factorii de decizie pentru a se găsi o soluție. În momentul de față nu avem identificată, tocmai pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Dacă ați făcut referire către primari, repet, și primarii la rândul lor spun același lucru, suntem de viață aici, suntem, avem locuitori, familii, tineri, care nu-și mai găsesc subsistența decât în zona atât cât mai este ea de pescuit și fiecare și-ar dori să dețină o minimă suprafață agricolă din care să-și câștige existența pentru familie și copii. Asta este situația în momentul de față. Suntem în discuții. Nu știu nu am în momentul de față un răspuns foarte clar cu care să vă liniștesc sau să vă neliniștesc. Deci nu aveți niciun răspuns. Să înțeleg că legislația nu poate fi modificată în ajutorul... Deci, dacă îmi permiteți, suntem în discuție. Dacă reușim să... Și probabil dumneavoastră știți foarte bine că ați discutat la nivelul crescătorilor de animale anumite demersuri în ceea ce vă privește. Probabil că știți. Dacă nu știți, înseamnă că asta de vorbă toți cei 7, 8, 10, 15, habar nu am exact cât sunt ca număr de persoane care se ocupă, că sunt familii tradiționale acolo, Delta, printre care probabil că și dumneavoastră faceți parte ca și crescător de animale dintre cei de la care eu mă refer în momentul de față. Mă rog, dacă mai sunt... dacă nu, eu vă mulțumesc foarte mult. Asta. Vă rog. Am și eu o interesă în România, e foarte interesantă de această discuție cu privire la miliardul de euro care urmează să vină la Tulcea. Practic, se speculează foarte mult în legătură cu felul în care va fi cheltuit acest miliard. Ne puteți defalca exact cum va fi cheltuit miliardul? Mulțumesc, domnul Lazarus, pentru întrebare. Aș vrea să știu dacă este cineva de la ICI aici în sală. Nu este. În primul rând, vreau să vă spun, instituția pe care o conduc, și anume Consiliul Județean, este un beneficiu.
beneficiat ca oricare altul acestui instrument teritorial de investiții identitatea Dunării. Acest miliard de care, mă rog, se tot vorbește, se raportează în niciun caz în zona de care este luată discuția acum și mă refer la suprafețele de teren care sunt ocupate de anumite de cele două societăți și alte societăți, și suprafețe mai mici, sunt mai multe cele terenuri agricole în zona deltei Dunării, terenuri care sunt în administrarea Consiliului Județean. Vreau să vă spun că aici nu știu lumea de aminte ca cineva să fi solicitat ca și beneficiat sume sau au depus proiecte spre avizare. Spre avizare și urmând calea verificării instituțiilor din subordinea ministerilor și mă refer la AMM-urile de la București. Vreau să fiu să devin foarte clar. Acest proiect este structurat pe mai multe componente. Discutăm de POIM, de programul operațional de infrastructură mare, unde intră și 240-50 de milioane pentru podul de peste Dunăre, investiții mari. Discutăm și de POPAM, discutăm de POR, programul operațional regional, unde Consiliul Județean este și el beneficiar ca oricare altul, cu drumul județene, cu clădiri de patrimoniu și așa mai departe. Sunt componente. Consiliul Județean nu are niciun fel de implicare, niciun fel de implicare în avizare, în folosirea acestor bani. Iar aceste sume, aceste proiecte sunt verificate, de exemplu, pe zona de agricultură. Sunt verificate de AFIR, structuri de AFIR, la POI. Sunt discutate, sunt proiecte depuse, sunt verificate și controlate de AME-urile de la POI, la POR, Programul Operațional Regional. Sunt alte AME-uri care verifică proiectele care le depune oricine. Cine are un proiect eligibil și care se încadrează în strategia Deltei Dunării, depune un proiect. Și, bineînțeles, dacă dumneavoastră ați avea un domiciliu sau ați avea domiciliu în Tuncea, ați depune un proiect pe această dintre dumneavoastră. Există zona privată, există zona de agricultură, pomicolă, piscicolă. Noi nu avem nicio treabă. Este doar o poveste, o românește poveste, este domnul un președinte. Proiect. Dați-mă și imediat vă las să vă. Este doar un proiect înțeles greșit, neexplicat probabil cum trebuie, pentru că instituția Consiliului Județean nu are nici o implicare în această zonă. Este doar un beneficiar. Într-adevăr, cred că este neexplicat cum trebuie, pentru că dacă dau acest expozeu al dumneavoastră la televizor integral, fără să-l tai deloc, credeți că înțelege cineva ceva? Că eu n-am înțeles. Este precis. Este foarte greu ca terminologie să probabil ar trebui să vorbesc în alte cuvinte. Deci dacă... Englezii zic English, please. Noi am putea spune în românește, vă rog. Nu, eu v-am spus... Adică genul ăsta de abrevieri infinite. Programul X, programul Y, programul Z. Este vina mea că nu înțelegeți dumneavoastră ce înseamnă POI. Este vina mea. Nu eu nu înțeleg neapărat. Cred că publicul nu înțelege. De aici și toate speculațiile care apar. Pentru că dumneavoastră la Consiliul Județean ați trimis către minister un tip de documentație care se referă la niște terenuri care, în esență, nu sunt neapărat ale dumneavoastră. Sunt în litigiu. Ori aceste terenuri care sunt în litigiu nu pot fi trecute în vreo notă de inventar. Inventarierele nu înseamnă drepturi de proprietate. Așa cum ați sesizat și dumneavoastră și ați amânat această ședință care părea extraordinară, dar până la urmă văd că nu mai există, practic, ședința ca idee s-a întâmplat degeaba, că nu e nicio ședință. Avem doar noi un dialog propriu-zis, în care încercăm să ne lămurim de niște lucruri. Deci dacă eu mâine, eu, Lazarus, acum sunt aici în calitate de jurnalist, desigur, da? Cetățeanul particular, persoana X, Lazarus, sau persoană juridică unde eu aș fi acționar, aș veni mâine să încerc să concesioneze la dumneavoastră ceva, mi-ar fi teamă, pentru că după aceea ar veni alții peste mine și ar spune, domnule, stai puțin, că nu are cum să-ți concesioneze dumitale cineva ceva, respectiv Consiliul Județean, pentru că nu sunt în proprietatea Consiliului Județean.
El s-a bazat pe o hotărâre 9 din 93, de exemplu, în spatele căreia nu există nimic. Și acum vreau să vă întreb, și cu asta am și să închei. Practic, în spatele hotărârii 9 din 93 a Consiliului Județean, există ceva prin care dumneavoastră ați devenit proprietari ai unor terenuri al care se aflau în patrimoniul unor societăți comerciale? Da, cu toate că am trecut de la un registru al domnului Lazar. Nu, ați făcut referire la terenuri, la întrebarea, încercăm să răspundeți la întrebarea mea. Da, vă ajută domnul secretar să dați un răspuns la... Terenurile de la amenajările agricole și pișcole de vânt adunării constituie domeniul public de interes județean, sunt în proprietatea publică a județului în baza legii rezervației, anexa 2 la legea rezervației 1593, modificarea la legea rezervației din anul 1986. În acel moment, terenurile sunt domeniul public de interes județean, din efectul legii. Le regăsim în anexa 2 la legea rezervației. Acesta este titlul județului, practic, al unui trebuie să-i înțeleg că e proiectul de Zuturgea, pentru terenurile de amenajări agricole și pișicole, fiind inventariate în baza legii. Deci există legea rezervației, prin care aceste bunuri au fost transferate la Consiliul Județean, atunci în administrare, constituind domeniul public de interes județean. Anexa numărul 2 cuprinde atât suprafețele de teren. Deci eu v-am întrebat dacă aveți un document înainte de hotărârea 9 din 93. Nu dacă aveți ceva după 96. Deci de la hotărârea 9 din 93 s-a mers într-o greșeală continuă. Ok. Noi vorbim de titlul Consiliului Județean, care este legea. O contractă de concesiune a fost încheiată în 1998, când Consiliul Județean Tulcea era administrat la acest punct pe baza legii rezervației. Și în continuare s-a modificat legea. În anexa 2 sunt atât suprafețele de teren care sunt în administrarea Consiliului Județean, cât și suprafețele de amenajări care sunt în administrarea Consiliului Local. Acolo le regăsim. Deci nu pe un inventar făcut pe hotărârile de Consiliul Județean, fără a avea un act normativ în spate. Este legea 69 care a modificat legea 82 a rezervației, data 1996, prin care aceste suprafețe de teren constituie domeniul public. Păi așa există și decizia 68 a prefecturii din 91. Vreți să ne batem în lege acum? Putem să continuăm în mâine dumneavoastră. Vă spun de lege. Există decizia 68, a fost anulată în parte printr-o hotărâre a instanței, aceste terenuri au fost scoase din capitalul social printr-o hotărâre a Curții de Apel Constanța, cu decizia la decizia de casație, tocmai pentru motivul că fusese transferat în domeniul public al județului Tulcea. Există o hotărâre judecătorească din anul 1996. Depinde la ce terenuri ne referim. La terenurile care au fost băgate în patrimoniul societăților comerciale din decizia prefectului. Terenurile din patrimoniul societăților introduse la momentul înființării societății au fost ulterior variate pe baza hotărârii judecătorii. Dar sunt documente. Trebuie să... Știu, am un dosar imens. Dar cred că trebuie să discutăm mai în particular. Poate dacă aveți timp, cu mare drag. Aș vrea să mă dumiresc. Vă rog, domnul președinte. Domnul Lazar, pentru că probabil discuțiile cu spre informarea dumneavoastră pot face obiectul unei întâlniri după ședință, ca să nu ținem probabil pe toată lumea. Mă rog, mulți nu cunosc în detaliu, chiar domnul secretar pot spune că este între puțini care le știu, pentru că a lucrat istoric aici în Consiliul Județean de poate 10-15 ani. Restul și pentru dumneavoastră cred că ar fi mult mai... Am mai lucrat și alții istorici care aveau o poziție înainte, acum au altă poziție. Asta e interesant. Chiar nu vreau, se schimbă pozițiile istoric. Eu, dacă mai aveți că o întrebare, ne reproșați că închidem un lucru. Da, și aveam o întrebare specială pentru dumneavoastră. De ce foarte multe documente ale Consiliului Județean nu poartă semnătura cuiva cu bar, în loc să le semnați dumneavoastră ca președinte? Pentru că eu pot să deleg... Știu că puteți să delegați, da? Dar am văzut foarte multe documente. Care este întrebarea efectivă? Asta e întrebarea. Legea îmi dă voie să deleg anumite sarcini vicepreședinților sau managerului, da? Am înțeles, e perfect. Eu am pus o întrebare. Să știți că semnez și eu destul de multe documente. Cred că o problemă pe care județul îi impune și TEPA să crească la București, că sunt în teritoriu. Asta nu cred că ar trebui să țină pe loc anumite decizii ale Consiliului Județean. Aceea sunt delegate, uneori este delegată uneori semnătura și către alte persoane, care de altfel sunt de bună dorință și de bună calitate, așa consider eu.
E perfect. Eu am întâlnit un caz anterior la Constanța, unde un viceprimar a semnat ceva în față. Și dialogul meu fusese cu primarul. Și ceea ce eu discutasem cu primarul, ulterior am văzut într-un raport al unei comisii semnat în față. Dar n-a mai semnat primarul, a semnat cu Barea Vice. Acum este un proces acolo, la Constanța, pe tema asta. Da, domnul Lazar, eu sper că... Deci, din cauza asta vă întrebam. Eu știu, știu ce vreți să spuneți, știu care este responsabilitatea mea. Eu cred că există un colectiv de bună credință și profesionist în cadrul Consiliului Județean Crucea. N-aș vrea să se întâmple și cred că nu se va întâmpla acest lucru atât timp cât colegii mei. Un document urmează un anumit circuit de la juridic, economic, de când și natură este verificat de mai multe rânduri de ori. Să știți că nu semnează cineva fără să se întâlnească. În final, îmi promiteți și mie că veți participa la o emisiune a mea? La dumneavoastră cu mare drag. La dumneavoastră cu mare drag. Aștept și eu. Eu am solicitat o anumită intrare pe emisiune la B1, recunosc că da. Nu mi s-a dat nici ziua de astăzi de un răspuns. Și eu am înțeles că dumneavoastră n-ați mai vrut să veniți, culme. Hai să ne oprim aici că eu tocmai de aceea am reiterat această invitație. Să se documenteze, să ni se documenteze, sau să ni se arate, sau să ne arătați care a fost acel demers care s-a făcut în ceea ce privește prezența mea în platou de la B1 TV. Gunoaiele oamenilor nu au ce căuta în natură. E datoria noastră, a tulcenilor, să le depozităm cu responsabilitate. Consiliul Județean Tulcea implementează proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea. Acum, fiecare deșeu poate și trebuie selectat. Și numai cele care se pot degrada natural vor reveni într-un final înapoi în natură. Curățenia Județului Tulcea începe cu tine! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu. A lăsat mașina pe dreapta? Nicio problemă. Sună la Valberto Tractări Auto Non-Stop și, indiferent de marca mașinii, în cel mai scurt timp posibil, ești în servis. Valberto Tractări Auto Non-Stop 0751 386 726 0240 516 134. Și tipuri de imprimante laser și inkjet. 134 de modele de copiatoare. 876 tipuri de consumabile pentru imprimante și copiatoare. Sisteme IT de ultimă oră și 1212 modele de periferice, telecomunicații și tot ce ține de birotică. Cel mai performant sistem de reîncărcare a cartușelor de imprimantă și o grijă permanentă pentru protecția mediului înconjurător. Un nume național. Artis Design. Strada Babadag, numărul 15, lângă Banca Transilvania. Valberto vă oferă toată gama Kia, acum și prin leasing sau credit. Mașinile Kia prin Valberto, dealer autorizat pentru județul Tulcea. Kia. 7 ani garanție, în limita 150.000 de kilometri.
Chia, prin Valberto, strada Mahmudiei, numărul 154A, telefoane 516134-0742-063-665-0723-292-394. Gunoaiele oamenilor nu au ce căuta în natură. E datoria noastră, a tulcenilor, să le depozităm cu responsabilitate. Consiliul Județean Tulcea implementează proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea. Acum, fiecare deșeu poate și trebuie selectat. Și numai cele care se pot degrada natural vor reveni într-un final înapoi în natură. Curățenia Județului Tulcea începe cu tine! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.
vin astăzi pe aeroportul Delta Dunării Tulcea. Stăm de vorbă cu domnul Constantin Albu, directorul general al aeroportului. Bună ziua și mulțumim pentru că ne-ați găzduit. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, azi 3 octombrie 2016 ați participat la o zi de muncă pe aeroport. Așa cum ați și văzut, vremea a fost de partea noastră o zi însorită de toamnă frumoasă. Astăzi au operat două aeronave străine, una Helvetic Airlines din Elveția cu zbor Zurich-Tulcea, Tulcea-Zurich, cea de-a doua o companie franțuzească, ALS, cu zbor Paris-Charles de Gaulle, Tulcea și retur Charles de Gaulle. Venit la capacitate plină, au adus peste 250 de pasageri. Fiecare. Prima
împreună. Prima, un număr de 118 pasageri, o aeronavă de tip Embraer 190, o aeronavă nouă, cea de-a doua un Boeing 737 seria 700 cu 147 de pasageri la sosire și tot atât la întoarcere. Ați asistat la deservirea la sol în siguranță și securitatea aeronavelor, a pasagerilor, la refacerea capacității de zbor prin realimentări cu combustibil, descărcare, încărcare bagaje, dirijare la sol, punere cale la trenurile avioanelor, punere scări, luare scări, bagaje încărcat, descărcat, control de securitate, check-in. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Și astea vin ca urmare a încheierii proiectului de modernizare a suprafețelor de mișcare și extindere a pistei și platformei. Vedeți, platforma acum are 5 locuri de parcare, răsuflăm ușurați, chiar dacă traficul va crește pentru o perioadă, nu știu, s-ar putea cu ani să mai fie nevoie de alte dotări, cel puțin din punct de vedere dotări cu utilaje și extinderea terminalului, asta sigur în anii ce urmează va fi necesară aceste investiții. Noi suntem prinși în cadrul proiectului POIM și în cadrul ITI cu două proiecte. Vă spuneam, unul este de creșterea siguranței traficului aerian, iar cel de-al doilea este de extinderea terminalului de pasageri. Ca vești bune, suntem avansați în negocierea unui contract de operare cu un transportator aerian. Se estimează și se dorește ca încă după 14 noiembrie, dacă toate lucrurile decurg conform planificării, să începem operarea pe 4 destinații sigure, se prefigurează și a 5-a, este vorba de Viena, Verona, Stuttgart, Paris și Madrid.
director general, o ultimă întrebare. La ora actuală, după toate îmbunătățirile aduse pistei, după prelungirea suprafeței de rulare a avioanelor și după tot ce aveți de balizaj, ce nave, de ce capacitate ar putea ateriza și opera pe aeroportul Delta Dunării din Tulcea? Deci aeronavele luate în calcul sunt de tip Boeing 737, seria 700. Pot veni echivalent operatorii cu avioane de tip Airbus. Deci avioane mediu-curier pe care le folosesc tur operatorii atât pentru transportul pasagerilor, cât și pentru transportul turiștilor. Vreau să mulțumesc pe această cale pentru susținerea Consiliului Județean, care este patronul și proprietarul aeroportului, pentru încrederea și sprijinul financiar oferit în acest proiect, proiect cu fonduri europene, în care au avut contribuție toți cei trei actori. Comisia Europeană prin susținerea proiectului, Guvernul României și Consiliul Județean Tulcea. Mulțumesc și în final aș vrea încă o dată să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați găzduit aici așa cum am spus la început, dar ar mai fi o promisiune din partea noastră, dacă ne invitați vom fi și pe 14 noiembrie aici. Chiar nu întâmplător este data de 14 noiembrie, e ziua Dobrogei, o zi la care noi toți ținem foarte mult și poate ne conectăm de ziua Dobrogei la tot ce înseamnă capitale europene. Mulțumesc și succes în continuare. Și de ce nu proiectele să vă iasă și să primim cât mai mulți turiști și cât mai multe avioane? Să dea Dumnezeu, deci acest proiect aduce un plus de conectivitate tulcenilor, atât ca municipiu cât și ca județ, dar nu în ultimul rând județelor limitrofe, Constanța, Brăila, Galați. Îi așteptăm pe toți la Tulcea. Încheiem aici reportajul nostru la aeroportul Delta Dunării din Tulcea. Mulțumim încă o dată domnului director general Constantin Albu. Totul a început cu un fum. Am crezut că am controlul. Și am pierdut controlul. Cred că pot altfel. Pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te. Și jumătate. Hai. Băi, ce ai? Ați terminat?
Nu, s-am pus în sandwich. Iar, am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine, diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și EON România. Gunoaiele oamenilor nu au ce căuta în natură. E datoria noastră, a tulcenilor, să le depozităm cu responsabilitate. Consiliul Județean Tulcea implementează proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea. Acum, fiecare deșeu poate și trebuie selectat. Și numai cele care se pot degrada natural vor reveni într-un final înapoi în natură. Curățenia Județului Tulcea începe cu tine! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu. Alavolin, la che calea ca. Cai sigurle, sardui cale draca. Este simplu să judeci după aparențe. Este și mai simplu să condamni. Să fii exploatată sexual nu este o alegere. Nu este o plăcere. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi, dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. N-am mai simțit așa ceva. Ce-o fi? Mă dore în piept. Mă apasă, mă strivește. Dorerea se duce în umeri, în spate. Uf, mi-e greață. O fi vreo indigestie. Iar a început. Abia respir, parcă m-a strânge cineva de gât. Infarct. Sună imediat la 112. Fiecare secundă contează pentru viața ta. Atenție la trecerile pentru pietoni. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. La început totul părea în ordine. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul. M-a sechestrat într-o baracă unde mâncam și dormeam ca un animal. Mâncam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat pe mine. După o luni, m-am mâncat pe stradă fără acte și fără bani. Cum a fost posibil? Nu m-am informat. A munci este un drept. A exploata munca este o infracțiune. Împreună putem lupta împotriva traficului de persoane.
A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil.